Din nou în direct începe a treia oră de Politica Zilei. Sunt Ioana Constantin, vă mulțumesc foarte mult că ați rămas aici pe B1 TV. Curg declarațiile și acuzațiile la capitală în ceea ce îl privește pe medicul Cârstoiu. Zice în urmă cu vreo 2-3 ore domnul Cârstoiu, nu exclud ca unele zone ale PSD-ului să mă atace. Face un prim atac la PSD după ce în ultimele zile pe surse apar informații că PSD-ul dorește să-l sprijine pe Piedone la capitală. În același timp, Nicu Șordan, într-o conferință de presă cu puțin timp în urmă, vorbește despre puțina probabilitate sau mica probabilitate ca PNL-ul să-l susțină oficial, dar votanții PNL-ului sunt mai compatibili cu Nicu Șordan decât cu Cârstoiu. Între timp, domnul Cârstoiu a ieșit și pe Facebook și a acuzat o campanie masivă împotriva sa din partea presei cu privire la incompatibilitatea domniei sale. Doamna Firea n-a mai avut răbdare, a zis că trebuie să se ia o decizie, nu speculează, dar urmează în acest weekend o ședință, eventual chiar una a coaliției. Luni dimineață i-a așteptat Ciolacu din Dubai, pe unde a plecat domnia sa, în Qatar, pe unde s-a dus pe acolo, unde cică vrea să vândă un pachet de acțiuni Altarom către două companii din Emirate și din Qatar. Vom discuta despre toate aceste subiecte ora aceasta, dar și despre cum putem să combatem consumul de droguri în rândul copiilor, elevilor. Doamna Deca, ministra educației, ne spune că nu-i convinsă că testele antidrog trebuie făcute în școli. Însă, prea puțin se vorbește despre consum, despre cum ajung elevii chiar dealeri de droguri în propriile școli și licee, dar și despre lipsa centrelor de recuperare pentru acești copii. Începem! Invitații mei și ai dumneavoastră de la această a treia oră, printr-o legătură video, a rămas alături de noi Gheorghe Alomițianu, fost ministru de finanțe, președinte PMP Brașov. Bun găsit, domnule ministru, vă mulțumesc mult! Română. De asemenea, ni se alătură senatorul PNL, Daniel Fenechiu. Bună ziua, vă mulțumesc mult, domnule Fenechiu! Sărăuna. Începem cu subiectul legat de droguri însă și mulțumesc foarte mult pentru prezența la Politica Zilei doamnei Natalia Intotero, este ministrul familiei. Bună seara, doamna Intotero, mulțumesc mult că sunteți aici. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Știu că aveți o campanie națională, am mai vorbit, pentru combaterea consumului de droguri și e mai degrabă o campanie prin care copiii, elevii, adolescenții mărturisesc, cer ajutor, mărturisesc consumul de droguri. V-aș ruga însă să ne explicați puțin, pentru că se vorbește mult despre testarea antidrog în școli, se vorbește mult despre lipsa centrelor, ce se poate face pentru a-i ajuta pe copii? Acum, punctul meu de vedere strict personal este acela că nu știu dacă aceste teste sunt relevante. Având în vedere multitudinea și varietatea formelor de adicție, în special pe zona de consum de droguri, a substanțelor, amestecului acestor substanțe chimice, deci nu știu dacă ele pot să fie relevante la o testare. Eu cred, din punctul meu de vedere, ce este foarte important, prevenția să fie una continuă. În această prevenție să implicăm cât mai mulți tineri. Este foarte important ca noi, politicienii, care acum suntem pe anumite funcții de conducere, să sprijinim organizarea acestor campanii de prevenție, dar să implicăm pe tineri. Să ne luăm ambasadori locali din cadrul universităților, dar și foști consumatori de droguri, care au reușit cu foarte multă voință și susținere din partea familiei să fie salvați. Din păcate, procentul este foarte mic a celor care se salvează, sub 5%. În egală măsură, construcția acestor centre pentru adicție, foarte important. Da, într-adevăr, prima etapă, în funcție de durata celor care au consumat droguri sau și alte forme de adicție, e important să intervină medicul de specialitate, respectiv psihiatru. El trebuie să spună foarte clar cât trebuie o astfel de persoană să urmeze un tratament cu medicamente. Respectiv, o săptămână, două sau poate trei săptămâni, dar apoi partea de recuperare care durează minim 9 luni la fete, minim un an de zile la băieți, trebuie să se realizeze în aceste centre pentru adicție și de aceea îi încurajez pe colegii mei să continuă această activitate și într-un timp cât mai scurt să avem aceste centre. În momentul de față, cele existente sunt contra cost. Nu toți părinții au această posibilitate și mai vorbim și de tinerii care se află în sistemul de asistență socială și protecție a copilului. Și acolo avem cazuri de tineri care au... Este foarte dificil ca ei să urmeze recuperarea de atâta timp cât nu avem și o legislație prin care să se spună foarte clar cât intervine statul
și cum îi ajută pe cei care nu au posibilitate să fie recuperați. Știu că aveți o campanie în derurare la nivel național. Câți tineri ați întâlnit până acum? Ce spun? Pentru că știu că mulți dintre ei mărturisesc, sigur, anonim, pentru că aveți un astfel de procedură, consumul de droguri și nu știu cui să ceară ajutor, cum să își refacă până la urmă viața. Da, în cadrul acestei campanii naționale, vorbim de un proiect ce l-am câștigat cu sprijinul Comisiei Europene, nu este o sumă mare, aproximativ 170.000 de euro. Proiectul a fost câștigat pentru că am implicat tineri în procesul decizional, am selectat tineri prin sprijinul rectorilor de la universitățile din România și suntem prezenți în județele unde avem centre universitare, dar nu doar din municipiul reședință de județ. Deci ca participanți avem tinerii orfani cu vârsta de la 14 ani în sus, apoi avem tineri clasele 8-a, 9-a, 10-a, 11-a, 12-a, părinți, foarte important prezența părinților și în egală măsură a studenților. Ne dorim să identificăm surse financiare pentru a continua această campanie și după finalizarea acelei prezențe, respectiv în data de 26 aprilie. Și vreau să mulțumesc tuturor colegilor din ministerele care au fost decise de CSAT pentru seriozitatea în organizarea acestor evenimente și, foarte important, autorităților locale, pentru că noi nu am avut bani pentru închirierea sălilor, dar prin parteneriate am reușit să obținem prin aceste acorduri posibilitatea de a derula aceste evenimente. Și dacă la început am vorbit de săli unde aveam 400-500 de persoane care puteau să participe, în momentul de față, solicitarea fiind foarte mare, deja realizăm aceste evenimente în mare parte în sălile de sport. Vorbim capacitate peste 1400-1500 de locuri. Dar despre aceste centre antidrog, doamna ministru, când s-ar putea face de recuperare, mă refer? Din ceea ce cunosc eu, aceste centre revin în sarcina colegilor de la Agenția Națională Antidrog în colaborare cu Centrul Național de Sănătate Mentală și Luptă împotriva consumului de droguri și altor forme de adicție. Mi-aș dori să nu fie un termen, așa cum s-a vehiculat la un moment dat din partea celor de la Centrul Național de Sănătate Mentală, 5 ani. 5 ani este prea târziu. Și de aceea avem la dispoziție aceste fonduri europene în cazul în care întâmpinăm anumite blocaje. Eu sunt convinsă că reprezentanții Comisiei Europene pot să găsească o modalitate de a schimba anumite prevederi, astfel încât problema sănătății mentale nu este o problemă doar a României. Marea parte a țărilor din Uniunea Europeană și la nivel mondial se confruntă cu aceste probleme, da, mai ales după pandemie. Doamna ministru, vă mulțumesc foarte mult. Vă aștept și în platou să mai discutăm, pentru că sunt foarte multe subiecte legate și de copii și de familiile din România. Mulțumesc, Natalia Intotero, ministru familiei, a fost alături de noi. Mergem mai departe și ne întoarcem la discuțiile despre candidaturile din capitală. Vă reamintesc, alături de noi domnii Fenechiu și Alomițianu, urmează să se alăture și alți invitați. Domnule Fenechiu, vin prima oară la dumneavoastră pentru că au apărut ultime declarații și o să le urmărim imediat. Domnul Cârstoiu spune că nu exclude ca o parte a PSD-ului să îl atace, să ducă o campanie împotriva domniei sale. Pe de altă parte, doamna Firea cere ședințe și consideră că sunt necesare în această perioadă ședințe care să clarifice. Domnul Ciolacu din Qatar îi cere explicații publice domnului Cârstoiu. Nicușor Dan zice că a început o campanie de delimitare a PSD-ului de Cârstoiu. PNL-ul cum se poziționează? Păreți lăsați în offside de parteneri, că ei pare că vor să meargă cu piedone PSD-iști. Nu știu dacă e corect folosită regula offside-ului, însă este cât se poate de evident că anumite lucruri arată altfel decât ne-am imaginat în momentul în care am agreat un candidat comun și am agreat persoana doctorului Cârstoiu. Așa cum probabil ați putut constata, Partidul Național Liberal, după desemnarea doctorului Cârstoiu, a fost și a rămas scut în spatele doctorului Cârstoiu. Noi, în continuare, îl susținem pe doctorul Cârstoiu și credem că dacă am făcut o desemnare și am luat o decizie politică în coaliție, este normal să o respectăm. Nu mă surprinde faptul că doctorul Cârstoiu sesizează anumite grupulețe din PSD care fie
îi sunt fidele lui Piedone, cândva membru PSD, primar în două orașe de sector, cu care ar putea lucra bine și cu care cu siguranță au un anumit tip de relații, alte grupulețe care n-au acceptat din start desemnarea lui Cârstoiu și și-au dorit ca să candideze Gabriela Firea. Deci, într-un partid mare, cu siguranță, există și interese divergente. Ceea ce contează este voința organelor de conducere ale PSD, iar până în acest moment și domnul Ciolacu a confirmat, a afirmat public, nu a existat nicio discuție legată de renunțarea sau înlocuirea doctorului Cârstoiu sau la a-i se cere să renunțe. Domnul Ciolacu a ieșit și n-a făcut altceva decât i-a cerut candidatului comun să lămurească anumite aspecte apărute în presă, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este decât un demers firesc al unui lider de partid, care e și prim-ministru, interesat de rezultat. Poate vă amintiți că și domnul președinte Ciucă s-a manifestat chiar anterior domnului Ciolacu, spunând că sunt lucruri care trebuie lămurite, pentru că în momentul când discuți și ceri încrederea oamenilor, trebuie să le oferi explicațiile și transparența pe care oamenii o cer ca să-ți dea votul. De acord, domnule Ialomițianu, dar pare că PSD-ul are o miză cu domnul Piedone. Care să fie aceea? Că nu cred că mor de grija bucureștenilor să câștige capitala. Eu cred că PSD-ul a vrut să scape de doamna Firea, să nu fie candidat. S-au bucurat cei din PSD. Nu mă refer la domnul Ciolacu, că a găsit un candidat, a greiat și de PNL și l-au abandonat. Că n-are un proiect, n-are un program domnul Cârstoiu și a lăsat lucrurile să curgă. Și nu cred că cei de la PSD sunt deranjați dacă Piedone va câștiga alegerile. Deci ea va fi o rușine pentru capitală. Deci vor să scape de Firea. Nu a fost ca să-l susțină pe doctorul Cârstoiu. Mie îmi pare rău că îl cunosc și e un medic foarte bun. L-au abandonat pentru că dacă domnul Ferechiu spune, domnule, a fost o decizie la nivelul coaliției să-l susținem pe domnul Cârstoiu, eu spun că nu. A vrut să scape de doamna Firea domnul Ciolacu, pentru că domnul Cârstoiu nu are un program. Nu are un program pentru a candida. Domnul Burduja nu lucrează împreună cu doamna Firea. Doamna Firea își face jocul ca să iasă prost domnul Ciolacu, sperând că va fi candidată până la urmă la primăria capitalei, pentru că doamna Firea tot timpul a spus, am proiecte, am lucrat pentru lucrul acesta, vreau să candidez, mulți PSD sunt dezamăgiți. Adică a transmis și mesaj de genul ăsta. Și lucrurile acestea, sigur că nu sunt în regulă, imaginea e proastă și pentru cele două partide care sunt la guvernare și sper ca electoratul de dreapta să-l susțină pe Nicușor, care își face campanie, care apare ca un candidat serios și sper că PSD-ul și PNL-ul din acest circ, că până la urmă apare ca un circ, pentru că sunt declarații în contradictorie, să nu îl favorizeze pe Piedone, că la primăria capitale, că ar fi o rușine. Nu știu dacă le-ar face cinste PSD-ului și PNL-ului. Înțeleg că PSD-ul nu o vrea pe doamna Firea, dar măcar să aibă responsabilitatea ca în fruntea capitalei să fie o persoană care să aibă credibilitate și ministru, în fața instituțiilor. O întrebare și apoi merg și la domnul Fenechiu. Dacă PSD-ul oficial îl va susține pe Piedone, oricum electoratul lor în mare parte merge către Piedone, asta ar pune probleme reale lui Nicușor Dan pentru câștigarea primăriei? Nu, pentru că electoratul de dreapta o să-l susțină pe Nicușor Dan. Sunt și PSD-și care nu-l susțin pe Piedone, pentru că el nu vedeți că face numai circ. Eu sunt convins că și în PSD sunt oameni responsabili, care maturi, care nu pot să accepte ca la nivelul capitalei să fie reprezentată, adică capitala de Piedone. Da, domnule Fenechiu, în același ritm al declarațiilor, domnul Cârstoiu a mai zis să-mi spună verde în față dacă vor să mă retrag, eu nu mă retrag.
Asta era către PSD. Acum vă întreb pe dumneavoastră dacă decizia partenerilor de coaliție este să vină cu un alt candidat PSD-ul, fie că îl susțin pe Piedone. Ba chiar Robert Negoiță a declarat în urmă cu puține momente că s-a discutat în PSD despre candidatura sa la capitală, deci primarul sectorului 3. Dumneavoastră, ce o să faceți la PNL? Mergeți către Nicușor Dan? Veți avea un candidat propriu? Înțelegem că se discută inclusiv candidatura domnului Stolojan. N-aș putea să vă dau un răspuns, pentru că în multitudinea asta de ipoteze și de posibile soluții la ipoteze, nu a existat în partid o discuție organică pe tema asta. Eu, fiind senator de Bacău, eu în momentul ăsta, că de-aia am și pierdut legătura telefonică, da, tocmai veneam din Agăș spre Târgu Ocna și am trecut printr-o zonă fără semnal, am făcut campanie în Agăș pentru o colegă de partid care, mă rog, noi sperăm că va câștiga primăria Agăș, o localitate foarte, foarte frumoasă pe Valea Trotușului, Mihaela Franț se numește. Și acum mergem la Târgu Ocna, de acolo mergem la Uituz, susținem candidații noștri, motiv pentru care sunt la curent cu discuțiile care au loc în cadrul partidului, doar în momentul în care ele devin organice. Sunt la București luni și marți cât este activitate parlamentară, miercuri vin în teritoriu ca să fac campanie, pentru că sunt foarte importante atât pentru Partidul Național Liberal, cât și pentru România, și alegerile locale și alegerile europarlamentare. Despre care nu prea vorbim, din păcate, domnule Fenechiu. Vreau să-l salut și pe Bogdan Chiriac, analist politic, jurnalist de CNews. Bun găsit, domnule Chiriac. Mulțumesc mult. Rămâne, doamna Constantin. Mare bucurie să vă aud. Și noi ne bucurăm să vă auzim. Stai aici cu domnul Fenechiu și cu domnul Alomițianu. Domnule, a ieșit domnul Cârstoiu, nu așa pornisem când v-am sunat noi prima dată, dar domnul Cârstoiu de ceva, nu știu, minute, ore, zice că să-mi spună ăștia din coaliție verde în față, eu nu mă retrag, și zice domnul Cârstoiu că parte, zone din PSD susțin o campanie împotriva sa. Există această variantă? Înțelegem că doamna Firea și domnul Robert Negoiță pregătesc candidatura lui Negoiță la capitală în aceste momente. A lui Robert Negoiță? Da. Ar fi o șansă pentru capitala României. Da. Robert Negoiță ar fi o șansă reală pentru capitala României. Doamna Constantin, este foarte clar în acest moment. Profesorul Cătălin Cârstoiu nu este de primar general. Dintr-o mie de motive pe care le putem enunța, pe care le știe toată lumea. Un lucru e foarte clar. Ideea că niște partide politice pot sprijini un independent se dovedește falimentară. De-aia sunt partide politice, de-aia avem democrație și pluripartitism, să respectăm acest lucru. Că vine parașutat nu știu cine și partidele se aliniază, uite că nu merge. Sunt niște învățăminte pe care onorabila coaliție ar trebui să le tragă pentru toamnă și iarnă, doamnă. Deci dânsii trăiesc în bula lor. Șefii de la centru trăiesc în bula lor. Uite că șefii din teritoriu nu se înțeleg, fiindcă n-au metabolizat acest lucru. Apoi, în toată această perioadă, în toată această zonă, ei nu au luat în calcul, și totul îl decontează doctorul Cârstoiu, nu au luat în calcul frustrarea, nemulțumirea, loviturile cumplite aplicate de domnul Boloș mediului privat, la care nici PSD, nici PNL nu s-au opus. Faptul că a fost favorizat mediul public, care e foarte nemulțumit, alminter, de salarii și de drepturi, în dauna catastrofală a mediului privat. Deci ideea cu e-factura și restul este că pentru servicii mici nimeni nu mai dă factură. Totul e pe cash în momentul ăsta. Deci sunt consecințe gravisime pe economie. Acest lucru duce la frustrări foarte mari. Ori, cred că suntem de acord, sau dacă nu suntem, asta este, șansă pentru România în acest moment, maturitate, o dau tot cele două partide mari, o coaliție în continuare, cât o fi. Deci dacă dânsii vor să aibă candidat unic la președinție, vor să meargă pe liste la parlamentare, trebuie să țină seama de aceste învățăminte, fiindcă lecția cu profesorul Cârstoiu este usturătoare.
Deci omul este pe locul 3 și nu are nicio șansă. Domnule Chiria, care e problema cu omul? De ce? Că acum notorietatea are, dar nu-i mai trebuie săracul. Da, da, exact cum spuneți. Frumos vorbiți. Da, bun. Deci da, chiar nu-i mai trebuie. Deci omul s-a dus, doamna Constantin, cu toată dragostea, omul s-a dus să se facă primar general. Era medic renumit acolo, nu știu ce, stătea bine în banven, nu știu ce. Deci medic, în regulă, că vreau să mă opereze un medic cu banven, nu unul care vine cu tramvai. Știți cu ce se soldează, după cum stau lucrurile, cu un dosar penal. La cum îl toacă presa și cum au venit cu dovezi, cu martor, cu chestii, e un dosar penal care, sigur, nu se va solda cu nimic, dar 3-4 ani are multă treabă, doctorul Cristoiu, cu toată dragostea. Deci îl retrag să vă spun de ce. Fiindcă onorabila coaliție n-are cum să vină cu candidatul lor pe locul 3. Deci nu e să spui, domne, pierd la mare luptă cu Nicușor Dan la 0,5%. M-a furat USR-ul, m-a furat nu știu cine, m-a furat tableta, m-a furat Iohannis, 0,5%. Domne, s-a întâmplat. Dacă tu ai 10% și primii doi candidați să luptă la 40%, ce să mai spui, doamna Constantin? Nu mai e cazul să spui nimic. Dar senzația mea este că nu-l vor retrage. Eu am spus, domne, fă conferință de presă și explică de ce te acuză răutăcioși ăștia. Păi ce să mai facă? Este elementar pentru cei care se ocupă de presă și de media. După ce 2 săptămâni ai lăsat presa să-ți facă imagine, tu n-ai vrut să răspunzi, ai fugit de presă, ai dat mingea în tribună, ce să mai spui la conferința de presă? Ce să mai spui? Că imaginea aia este. O să vedem dacă mai apucă o conferință de la spital, la clinica privată. Ceea ce în România și nu doar în România e o faptă perfect normală. Nu vreau să stau la spital să mă coasă, mă duc la clinica privată a doctorului. E peste tot. În Europa, da, lucrul ăsta. Da. În America e numai privat, ca să știți. Adică acolo ai asigurare, ești bine. N-ai asigurare, stai pe bancă și îți dă o aspirină, că nu-ți face nimic. Aspirină pentru cancer. Așa. Da. Deci nu e nimic deosebit, dar dacă tu n-ai răspuns până acum, ce să mai răspunzi de acum încolo, doamna Constantin? Așteptăm să vedem totuși dacă se validează această informație legată de Robert Negoiță pentru Capitală din partea PSD. Mulțumesc mult, Bogdan Chiriac, analist politic, a fost alături de noi. Domnule Fenechiu, apar informații, adică declarații. Robert Negoiță, cu puțin timp în urmă, declara această chestiune că s-a luat în calcul candidatura sa la Capitală. Pare că doamna Firea nu mai are răbdare să revină din Qatar sau unde este premierul, să facă ședințe, se va lua decizia probabil la PSD București. Ce faceți în acest caz? Eu cred că în momentul când am stabilit la nivel național că avem un candidat comun la București, orice decizie care poate să modifice o asemenea decizie poate fi luată doar la același nivel. Motiv pentru care cred că atâta vreme cât premierul Ciolacu este plecat în țările Golfului, nu se va lua o decizie. Dacă se ia, se va lua cu participarea domniei sale. Se poate folosi o modalitate de comunicare modernă, dar eu nu văd în momentul ăsta... nu o văd exemplu. Da, domnule Fenechiu, iertați-mă, eu am înțeles din toate sursele pe care le am și eu și domnule Alimțeanu are și colegii din presă, dar eu am discutat cu colegii noastre din PNL, din PSD. Eu am înțeles că pe domnul Cristoiu PSD-ul a adus, domne, în discuție. Deci ei au venit cu acest candidat sau ați venit dumneavoastră? Că eu nu înțeleg dacă a venit PSD-ul. Eu așa am aflat că a venit PSD-ul. PSD-ul. Păi atunci ce au cu omul ăsta de-l execută în piața publică acum? Că nu înțeleg. Nu aș putea să vă confirm cine l-a adus. Știu că a fost agreat, au fost mai mulți care au fost în vedere. Cei de la PSD v-am explicat. Există grupuri, grupuscule și grupulețe, care unii ar vrea să joace cu piedone din rațiuni diverse, unii din rațiuni de interese personale de grup, alții chiar din interese politice, să-și lipească imaginea de imaginea lui piedone. Există alții care au fost nemulțumiți că a fost îndepărtată Gabriela Firea și care încă mai cred că dacă se împotmolește doctorul, vine Gabriela Firea. În PNL nu există această problemă, motiv pentru care noi credem că orice problemă care ar putea să apară trebuie soluționată prin consens la nivelul coaliției, pentru că doar așa putem să livrăm românilor garanții de stabilitate, le putem cere să ne voteze, pentru că vom găsi soluțiile de care România are nevoie în următorii 4 ani de zile, fără să ne certăm și fie ca să ne spărăm, să ne luăm jucările și să plecăm. Deci cred că românii vor responsabilitate.
Iar responsabilitatea înseamnă decizii în comun, decizii prin consens, decizii chipzuite, decizii bune, decizii în interesul românilor, a bucureștenilor, a oricărui locuitor din România, acolo unde decizia vizează interesul lor. Da, domnule Alomițianu, pare o lovitură de pala, doamna Firea. Eu am zis că la un moment dat factura va fi foarte mare pentru ce i s-a întâmplat. Înțeleg că cel puțin în PSD deja se anunță că există un nou candidat susținut de plin de doamna Firea. O altă chestiune interesantă e că domnul Cârstoiu și-a anulat toate aparițiile publice. El azi trebuia să fie împreună cu Băluță la, nu știu, inaugurare în sectorul 4 și cu doamna Firea. N-a fost. Scrie pe Facebook. Aici e o luptă în PSD între doamna Firea și domnul Ciolacu. Doamna Firea speră să fie candidat, dar s-ar putea să nu poată și atunci pregătește varianta B pe negoiță. Va fi foarte greu să fie acceptat de PNL. Dar ce spunea domnul Fenechiu? Că au vrut să arate stabilitate. Domnul Fenechiu, cu tot respectul, și vă respect foarte mult și că am colaborat foarte mult, ați arătat că nu vă înțelegeți cu PSD-ul. Chiar s-au arătat fisurile care sunt între PSD și PNL. Să, într-adevăr, la nivel de vârf, între domnul Ciolacu și domnul Ciucă, există o înțelegere, dar mai jos nu. Eu vă spun și la Brașov, între PSD și PNL, că aveți candidat unii la primărie. Vă spun, nu există colaborare, există dispută între PNL și PSD. Chiar ați arătat, deși nu cred că v-ați dori, să arătați că nu există o colaborare, că nu puteți asigura stabilitate și nu puteți să asigurați o guvernare coerentă. Că vedeți ce se întâmplă și în deciziile care se iau. Și v-a spus și domnul Bogdan Chiriac. Uitați, domnul Boloș, cu ce decizie a luat și mediul de afacere, foarte supărat, dar domnul Boloș e susținut de domnul Ciolacu și nu de PNL și vedeți că e incoerență în actul de guvernare. Da, o foarte scurtă replică, domnule Fenechiu, pentru că mergem în publicitate. Domnule, eu constat că toată lumea înțelege Partidul Național Liberal. Eu încep să cred că chiar nu mai înțeleg nimic. Toată lumea îmi explică de ce, cum, cine conduce, conduce mai cine. Eu îmi permit să am un alt punct de vedere. Partidul Național Liberal a acționat serios, își dorește o colaborare serioasă, dacă așa am stabilit. Nu vrem să ne căsătorim, este o mezalianță, de o mezalianță care este făcută pe o situație cât se poate de concretă și care trebuie să răspundă la niște lucruri pe care am agreat să le tratăm împreună. Avem candidat comun la capitală și e normal să avem, noi decidem în ceea ce îl privește, avem candidat comun la primăria Brașovului și orice îmi spune domnul ministru Ialomițeanu, vreau să-l contrazic, am asistat la discuții între conducerea PSD Brașov și PNL Brașov și lucrurile nu stau deloc așa, deci lucrurile sunt în registru normal. De unde le-ați? Unde ați? Gata, că nu mai am timp, lăsați Brașov, hai să vedem ce faceți la București până una alta, pentru că se anunță o seară interesantă, poate asistăm la retragerea candidatului. Probabil ați fost la București, ați asistat la discuții. Vă mulțumesc foarte mult amândurora, domnule Fenechiu, domnule Alomițianu, mulțumesc, scurtă pauză, ne întoarcem. Premierul României, Marcel Ciolacu, într-o vizită în Qatar, unde aflăm că se discută inclusiv vânzarea unui pachet de acțiuni al companiei Tarom către două companii gigant din Qatar și Emiratele Arabe Unite. Este un pachet de acțiuni la compania națională Tarom. Arabii ar putea contribui la construcția unui nou terminal pe aeroportul Otopeni. Despre acest lucru este vorba în principal. Însă premierul a spus că prioritatea este portul Constanța, care a devenit cel mai important hub de distribuție la Marea Neagră pentru Europa Centrală și de Est. Însă se vorbește, așa cum vă spuneam, despre dezvoltarea capacității inclusiv la aeroportul internațional Traian Vuia și despre vânzarea unui pachet consistent de acțiuni Altarom către două companii importante atât din Qatar cât și din Emirate. Mergem într-o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem cu principalele declarații. A început haosul pe scena politică în București. Eu nu am luat niciodată pacienți de la spital să-i duc la cabinetul privat. Dar i-ați tratat? Invers, sau colegii mei au consultat acolo pacienți. Au fost dăți, și nu neg asta, când ei mi-au cerut o expertiză, mi-au cerut un sprijin. Erau cazuri care uneori îi depășeau. Și ați mers acolo?
Da, le-am oferit sprijinul pentru că eu am jurat când am terminat facultatea să ofer sprijin necondiționat pacienților și colegilor mei. Asta scrie în jurământul lui Hipocrate. Ăsta este. Ați fost plătit pentru acest sprijin? Nu, nu am încăsat niciun ban. Eu am făcut asta din devotamentul meu profesional, din devotamentul meu față de profesie, față de un pacient, față de orice om care are o nevoie. În weekend sau luni dimineață vom avea o întâlnire la nivelul coaliției de guvernare, unde se va discuta și acest subiect pe lângă celelalte teme politice și cu siguranță se va lua o decizie care va fi ulterior anunțată în cadru adecvat, într-un cadru politic. Deci nu este exclusă retragerea? Nu pot eu să speculez înainte ca liderii coaliției, președinții celor două mari partide, să discute la întoarcerea premierului în țară. Îl va anunța domnul dr. Cristoiu, pentru că domnia sa s-a angajat în fața liderilor coaliției că va organiza în aceste zile o conferință de presă în care va aduce lămuririle necesare. Colegii noștri de la toate sectoarele, cele 6 sectoare, atât PSD cât și PNL, chiar și în acest moment sunt în cartiere, sunt pe străzi și adună semnături atât pentru primarul general candidat, cât și pentru primarii de sectoar și de asemenea pentru Consiliul General și Consiliile Locale. Da, la acest moment se forțează retragerea candidaturii lui Cătălin Cârstoiu. PSD discută despre o candidatură a lui Robert Negoiță, ba chiar și despre o candidatură a lui Daniel Băluță, însă există posibilitatea unui sprijin pe care PSD să-l ofere candidatului Cătălin Cristian Popescu Piedone, pentru că asta s-a pus de la bun început în discuție atunci când PSD a venit cu varianta retragerii medicului Cătălin Cârstoiu. Ați urmărit-o și pe Gabriela Firea, care e președinta PSD București și care forțează ședința mai repede în acest weekend. Este așteptată întoarcerea din Qatar a premierului Ciolacu. Cârstoiu, cu puține ore în urmă, a spus că nu exclude un atac din partea unor anumite zone ale PSD la adresa domniei sale. Cu cine va merge până la urmă PSD la capitală și dacă PNL se va îndrepta către Nicușor Dan, urmează să aflăm în zilele următoare. Politica zilei a ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. De la Fix începe Bună România. Vă așteaptă imediat colegii mei. Eu sunt Ioana Constantin, ne revedem și mâine de la 15. Seară liniștită, aveți grijă de dumneavoastră!